Circul Globus s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare. Astăzi împlinește o jumătate de veac în slujba publicului și nu este singurul motiv de bucurie. Tot astăzi, stagiunea 2011-2012 și-a ridicat cortina și a strălucit în fața publicului. Globus a strălucit astăzi cât în 50 de ani de existență. Sute de copii, oameni simpli, vedete și politicieni au privit cu respirația tăiată regalul oferit de artiștii care au urcat pe scenă. Cu cine ați venit azi? Cu nepoțelele. Le-am promis că de Sfântul Andrei le scot la... Mă rog, sigur, și or să vină și cadourile de Moș Nicolae. Și au vrut la circ, nu știu unde au auzit ele. Bă, se simt bine. Una se simte așa de bine încât a adormit. Cealaltă este în regulă. Văd că e vivace. Câți ani ai tata? 4. O altă vedetă cu suflet de copil prezent la eveniment a fost Cătălin Botezatu și a servat o bună parte din ziua de naștere sub cupola circului. Am o groază de finuțe, de nepoțele pe care le-a dus la circ, de câte ori vine aici mă simt bine și mă relaxez, efectiv mă relaxez, zâmbesc. Zâmbetele și aplauzele au fost moneda de schimb a spectatorilor care au privit cu respirația tăiată acrobațiile la înălțime, dibăcia dresajelor și giumbușlucurile clownilor. O motocicletă! A plecut motocicleta! Dacă îți place la circ? Da, îmi place! Ce ți-a plăcut cel mai mult până acum? Îmi plăcut când a ținut papagalul aici pe umăr. Un spectacol reușit pentru toate vârstele. Este un an jubiliar pentru noi, 50 de ani de arta circului. Tot astăzi s-au sărbătorit și galele circului care au ajuns la 11-a ediție. Cu această ocazie au fost înmânate 17 premii la tot atâtea categorii.